Iată, am trecut munții, suntem în drum spre Maria sa Ștefan cel Mare, spre Scaunul Sucevei, cetatea de Scaun, și am poposit la dumneavoastră aici, la Piatra Neamț. Încercăm să fim scurți și să lăsăm pe final dezbaterile, întrebările, discuțiile. Eu sunt Dan Micuș, președintele Fundației Gândirea din Mediaș, Sibian, domnul profesor Adrian Adăiosu, autorul acestei îndrăznețe lucrări, este mereșan și o dezvoltare a parcursului profesional o să facă doamna director, care vor vorbi prima. Deci, dau cuvântul doamnei Mihela Mereuță, directorul Bibliotecii Județene din Piatra Neamț. Țin să vă salut pe toți cei care astăzi ați găsit răgăzul de a fi aici alături de noi la acest eveniment important atât pentru comunitatea noastră, dar și pentru întreaga România, pentru istoriografia românească. Marcăm cea de-a treia lansare a volumului Ștefan cel Mare și Moldoveni din vremea sa, realizat de domnul istoric și cercetător Adrian Andrei Rusu, volum apărut la editura Mega din Cluj-Napoca. O contribuție importantă atât la epoca ștefaniană, un alt mod de prezentare a întregii literaturi de specialitate despre epoca lui Ștefan cel Mare, dar și includerea rezultatelor cercetării, inclusiv de la Mănăstirea Bistrița, pentru o anumită perioadă. Mulțumesc! Onorată asistență, îmi revine deosebită onoare de a vă prezenta o personalitate a arheologiei românești, domnul profesor Adrian Andrei Rusu, care se află astăzi printre noi cu o lucrare deosebit, am spune noi. Am ales să desfășurăm evenimentul unde altundeva decât la Biblioteca Județeană de Vechirile Anului în Piatra Neamț. Știți, eu probabil sunt marele privilegiat de, și așa se cuvine, fiind, având rolul acela de prezentator al cărții, să fiu și cel care chiar a citit-o, a reușit să o citească, să o parcurgă. Nu a fost mult timp de la editare, pentru că cartea încă miroase la tipografie, este proaspătă. Dar am parcurs-o și vreau să vă spun că încă mă aflu sub impresia unui volum dens și consistent. Un volum dens în informații, consistent în idei, profund în viziuni și trimitere. Știți, pe undeva noi ne aflăm, orașul, județul Neamț este cumva privilegiat. Ne aflăm acum, datorită acestei lansări, într-un soi de salvă a orașelor universitare care, uite, beneficiază de o asemenea lansare de carte, care spuneam domnului profesor. Știți, este adevărat, ați lansat cartea la Cluj, a fost lansarea la Institutul Iorga la București, următoarea, practic, cea de azi, la Piatra Neamț. Nu vă așteptați neapărat să intrăm într-un soi de concurență cu Iașu, cu Iașu care urmează mâine, Suceava care este poimâine. Nu vă așteptați să intrăm neapărat într-o concurență. Dar, într-un fel, să știți că există interes și la noi și, bineînțeles, că pe undeva clamăm, reclamăm și noi dreptul ăsta de a putea lansa, face un botez acestei cărți aici la Piatra Neamț, tocmai fiind și cei care beneficiem sau suntem foarte aproape de un șantier arheologic drag domnului profesor și am să spun pe partea cealaltă, într-adevăr, plin de surprize și acest lucru s-a întâmplat tocmai datorită cercetării și minuțiozității domnului profesor Rusu și o să vedem, așteptăm deja cu sufletul la gură, eu știu, într-un an, doi ani, ca domnul profesor să calibreze, să decanteze informațiile de la Mănăstirea Bistrița și să avem parte de o nouă lansare a rezultatelor acelor cercetări. Eu am să spun
în linii mari că această carte este o, în același timp, o radiografie a istoriografiei dedicată epocii lui Ștefan cel Mare, o radiografie pe cât de severă, pe atât de onestă, este un punct de vedere clar, cumva ieșit din ceea ce înseamnă menajamentele academice cu care mai suntem obișnuiți câteodată, mai trecem cu vederea anumite floricele, mai trecem cu vederea anumite postulate. Din potrivă, domnul profesor este destul de, îl vedeți blând așa, la, poate la privire, la înfățișare, dar este destul de neiertător, intolerant cu tot ceea ce înseamnă postulate nedemonstrate, venite cumva dintr-o perioadă în care istoria încă se scria destul de romanțat și unde îmbinam încă partea aceea academic-științifică foarte mult împletită cu legendă. Parte dintre noi, cercetători mai tineri, am picat și noi, dacă vreți, în aceste mreje, unii mai mulți, alții mai puțin, dar cumva sunt lucruri care necesită o anumită desțelenire. Desțelenire, domnul profesor, vine cumva în baza unui antecedent. Am mai avut o asemenea situație, pentru că volumul pe care îl vedeți în față este doar unul dintre numeroasele contribuții pe care le are. Inițial a fost și dânsul cumva mai blând, tânăr fiind, pe parcurs tot adunând experiență și ajungând acum la o vârstă, la o deplină maturitate profesională, vreau să vă spun că tot și-a ascuțit paloșul și a devenit din ce în ce mai caustic pe undeva, ceea ce privește istoriografia, demersurile științifice și ceea ce ar trebui să apară scris. Am adus cu mine, pentru că eu sunt unul dintre cei care îl urmăresc, îl citesc cu atenție, mai este un volum, Castelul și Spada, vreau să vă mai spun că mai înainte de acesta, dânsul mai are volum legat de casteologia medievală. Mai este, ați văzut în spate, un dicționar de casteologie, practic un instrument, un manual de care noi am dus foarte mult lipsa. Spuneam domnul profesor la un moment dat că până la acest dicționar de casteologie noi beneficiam de un soi de dicționar, un soi de articol al arhitectului Grigore Ionescu, publicat în Revue Romaine d'Histoire prin 1972, parcă, și nici acela măcar complet. Ceea ce avem acum, na, ne-am fi bucurat să-l avem cu vreo 20-30 de ani, cel puțin, înainte. Ei, iată că a venit și acel moment și ne bucurăm că este. Acum, ce vreau să vă spun, că și acest volum de Castelul și Spada și un volum anterior legat de cultura materială în Transilvania, practic face ceea ce se produce acum, în acest moment, prin volumul Ștefan cel Mare și Moldovenii din vremea sa, dar atunci mai mult legat și de istoriografia din Transilvania. Practic, probabil că multe icoane au lăcrimat și acolo, mult e posibil să lăcrimeze și aici, urmare a parcurgerii acestui volum, tocmai din perspectiva celor ce spuneam odinioară. Acum, este interesant și vreau să vă spun, informația fiind densă, fiind domnul profesor nu reușește să intre la nivel de detaliu, la nivel de afirmații, la nivel de o analiză a ceea ce s-a publicat, a rezultatelor cercetărilor arheologice. Odată, dacă avem o parte introductivă, ce cumva ne introduce în epoca Ștefan cel Mare, dar ne introduce din perspectiva percepției pe care o avem noi față de acea societate și inclusiv felul cum am reușit noi să o scriem și felul cum am reușit să ne desprindem de acea legendă sau mai degrabă parte dintre cercetătorii români sau au intrat în ea, de data asta ușor, ușor ajungem, sau ca să zic, deschide perspective într-un soi de cursus honorum a materialităților din epoca lui Ștefan cel Mare. Practic,
lucrarea vine dintr-o astfel de abordare, nu neapărat din foarte mult ținută de legende, cât mai mult de dovezi propriu-zise. Practic, știți, mă gândeam cu ce aș putea să încep după o asemenea lectură și am văzut concluzia și undeva mi-a întărit convingerea că probabil aici ar trebui să mă refer. Și mă refer la o întrunire din anul 2004, anul în care evocam memoria lui Ștefan cel Mare, o sărbătoream pe Ștefan cel Mare, la Institutul de Arheologie Iași. Eu eram unul dintre tinerii aspirați în arheologie, e greu să spun atunci că eram mare arheolog sau specialist, eram printre ei, dar la Institutul de Arheologie din Iași s-au adunat atunci cam tot ceea ce înseamnă arheologie, arheologi medieviști, într-un moment de evocare, într-un simpozion dedicat lui Ștefan cel Mare. Și practic, bun, acum să nu vă închipuiți neapărat că erau cu sutele acolo și nu încăpeam într-o sală, nu eram mai mult de vreo 20 de oameni. Unii mai glumeam că atât de puțini am rămas că e suficient să fim împăiați și să fim puși în muzeu ca expoziție. Și îmi aduc atunci foarte bine aminte momentele în care făceam referire la modul cum noi moldovenii știm să protejăm amintirea lui Ștefan cel Mare. Nu prin fapte, nu prin vorbe, ci mai degrabă prin fapte. Îmi amintesc atunci cum povestea domnișoara Victorița Batariuc, Dumnezeu s-o ierte, despre felul cum sunt agresate vestigiile arheologice din Suceava în perspectiva acelor investiții care, uite tot, sunt împiedicate de arheologi, practic atunci, la nivel de 2004, voința, dorința arheologilor de a cunoaște, de a salva ceea ce ține de perioada Ștefan cel Mare, era mai degrabă ca un soi de tichii de mărgăritar pe capul chelului. Și, bine, de la situațiile amintite de dânsa, după aceea situații amintite și de alți arheologi, și de domnul Artimon, că mai trăia atunci, și de arheologi din Iași, și situația de la noi cu cetatea Neamțului, eu mi-aduc aminte, știți, atunci, în 2004, noi deplângeam situația monumentelor lui Ștefan cel Mare, uite, exact același lucru putem să o spunem și acum despre cetatea de la Gâdinți, care iarăși arată ce înseamnă foarte marea dragostea noastră a moldovenilor față de ce avem moștenire de la Ștefan cel Mare. Ei, lucrurile astea, știți, pe lângă faptul că arheologia era un moft la nivel de anul 2004, să coborâm chiar mai jos, putem să spunem că avem câteva sincope, câteva perioade, undeva anii 50 cu șantierul școală de la Cetatea Neamțului, Cetatea Sucevii, cu Martinovici, hai să spunem mai devreme, la Cetatea Neamțului, că au fost săpăturile lui Grigoroș, Grigoraș Minuț Cojoc. De atunci a fost, practic, o întrerupere, de 39 până în 54. În 54 a fost un șantier ce se voia a fi șantier școală, care, efectiv și din perspectiva rezultatelor, a fost un dezastru, din punct de vedere arheologic. Pentru că nu a semnat decât câteva șanțuri și acele interpretate destul de dificil, materiale arheologice publicate sub orice critică și despre aceste, și inclusiv referitor la aceste aspecte, face trimiteri domnul profesor Adrian Andrei Rusu, inclusiv în ceea ce privește modul de, să spunem, uite, aducerea apei la cetatea Sucevei, despre ceea ce înseamnă etapele de construcție văzute la cetate sau chiar imposibilitatea sau modul cum s-a interpretat existența, prezența, chiar parachisul de pe cetatea Neamțului, că suntem nemțeni și ne interesează foarte mult aspectul ăsta. De când, cum datează și modul cum a fost recunoscut, sau iarăși trecând de la perioada aceea din 1954, practic, arheologia românească înseamnă mai degrabă o prezență foarte episodică și asta în funcție de dorințele sau preferințele eventual politice sau eventual a unor conducători de muzee, care au fost și ei anumit interes pentru un anumit domeniu de cercetare, atunci au finanțat sau canalizat mai mult interesul direcția aceea.
În alte județe nu s-a întâmplat, nu s-a făcut nimic. Și atunci, practic, în anii 70 ne-am trezit cu monumentele medievale aflate sub coordonarea, cercetarea Direcției Monumentelor Istorice de la București. Muzeul, cetatea de la Gădinți a fost cercetată de Muzeul Militar de la București și, practic, posibilitățile de formare a unei generații, de educare, de creștere, a unor arheologi, existența unui forum de dezbatere a fost mult perturbată, a existat, practic, eu ca să zic așa, fiind unul dintre generațiile de absolvenți ai Facultății de Istorie interesat din partea de Ev Mediu, de după anul 2000, mai degrabă, de multe ori, am fost nevoiți să mergem pe autoformare, autopregătire, fiind foarte puțini specialiști, arheologi medieviști, pe lângă care puteai efectiv să înveți. Din acest motiv și existând dificultăți în a putea parcurge, a putea crește din punct de vedere profesional, ajungem în acest moment, încă mai ajungem să ne referim la monumente istorice, chiar din perioada Ștefan cel Mare, și să spunem, să începem. Din păcate, sau eventual să terminăm cum au terminat cei din 54, cercetările noastre arheologice, șantierul nostru se află încă într-o perioadă de început, urmând ca cercetările viitoare să stabilească, să vorbească, să nu știu ce. Asta spun în rapoartele de cercetare arheologică din 54, echipa Matei, Martinovici și nu știu cine mai, parcă cei doi au coordonat. Asta spune după aceea Nicușor Constantinescu, după diaconul, da. Și după aceea spune Nicușor Constantinescu prin anii 61, deja, gândiți-vă la cât timp, după acele cercetări, iarăși tot suntem într-o perioadă de început. Dacă ne raportăm și la ultimele cercetări de la Cetatea Neamțului, iarăși nu îndrăznim și nu putem să spunem că acele cercetări până la urmă au avut un plan, o strategie de cercetare, au urmărit studiere efectivă a monumentului mai mult decât ceea ce ar însemna o banală descărcare de sarcini arheologice sau, să spunem mai degrabă, o prestație interesul constructorului pentru a susține un șantier arheologic și, până la urmă, un business. Da? Deci, n-au condus la nimic. Și care, efectiv, n-au condus la nimic. Ei, suntem, din păcate, ne cantonăm, din păcate, suntem în continuare blocați. Uitați-vă, de exemplu, situația curților domnești. Noi nu avem în momentul ăsta cercetări arheologice unde să putem să spunem gata, am cercetat-o definitiv, clar, putem să stabilim, putem să vorbim despre planul. Avem câteva beciuri, avem câteva planimetrii, nici acelea nu sunt neapărat întotdeauna clar și foarte bine definite și ca să nu mai vorbesc de partea cealaltă de materialitate. Nu vreau să mă suprapun în totalitate peste ceea ce, într-un fel, aș vrea sau aș propune să-l auzim mai mult pe domnul profesor spunându-ne și vă asigur că o să ne spună lucruri destul de interesante. Ceea ce vreau să am observat mai multe lucruri, de exemplu, hai să spunem despre cercetările sau tendința arheologilor medieviști de a căuta întotdeauna epoca lui Ștefan cel Mare, de a se raporta întotdeauna la epoca lui Ștefan cel Mare. Interesant de exemplu pe care îl văzusem acolo, de exemplu, în vatra orașului Suceava, unde, cel puțin, hai să spunem, Suceava a beneficiat măcar de un studiu arheologic după ce a fost tras totul cu buldozerul, ceea ce nu s-a întâmplat în multe dintre orașele moldovene și mă gândesc la studiul lui Emil Eman din Sărudărâng, dacă nu știi să construiești, și se referă, tocmai, sau mai bine zis, apare ca un fel de reacție vis-a-vis de acele multe distrugeri. Dar ce este interesant, arheologic, atunci când s-au făcut minime cercetări supravegheni, din totalul celor 90 de locuințe, să-i spunem, construcții identificate a fi locuință, 70 erau din prima desemnate a fi din perioada lui Ștefan cel Mare, știți? Adică, marele noroc, că totdeauna tendința asta a plecarea multora de a data complexe după elemente de datare foarte relative.
Inclusiv o monedă căzută într-o groapă nu este nici într-un caz, nu poate data perioada construirii acelei gropi. Ci mod evident poate data în momentul în care groapa respectivă a ieșit din uz. Când a fost ea umplut, perioada de funcționare, evident, nu poate fi datată strict cu acea monedă. Plus, acea dificultate sau acea situație problematică a monedelor, de exemplu, monedele lui Alexandru cel Bun, fiind bătute din argint, o argint de foarte bună calitate, erau utilizate și rulate până foarte, foarte, foarte târziu. Și ajungem în complexe de secol 16-17, datate cu monede Alexandru cel Bun. Asta într-o asociere cu obiecte care clar spun că ar trebui să urcăm ceva mai sus cu datarea. Vorbeam despre cursus honorum pe care l-a gândit domnul profesor atunci când a structurat acest volum. A mers cu discuția de la fortificații, curs domnești, construcții aulice, a mers după aceea construcții case domnești, case, locuințe. După aceea vorbim despre parte de materialitate, începem cu ceea ce ține de arta războiului, cu tehnici, metodele de luptă, ceea ce înseamnă capacitatea noastră de mobilizare mult supraevaluată, supradimensionată în literatura de specialitate și aici pot să spun că și să recunosc că în mare parte istoriografia noastră s-a axat în domeniul militar cel mai mult pe lucrările lui Radu Rosetti. Practic și de aici acel volum istoria militară a poporului român practic marșează pe Radu Rosetti și era încă loc și este încă loc mult de mai amestecat de calibrat în ceea ce privește arta militară la români. Și domnul profesor ne oferă o serie întreagă de sugestii și trimiteri, beneficiind și de o bogată bibliografie în spate și, ca să nu mai vorbesc de partea cealaltă, ce ține de experiența practică pe care o are pe multiple șantiere arheologice. Vorbim despre materialitate, vorbim despre obiecte, vorbim despre dovezile referitoare la perioada lui Ștefan cel Mare, care vorbesc despre Ștefan cel Mare și care ne duc, iată, dintr-un mediu pe care noi, moldovenii, tindeam a-i spune că este o bază bizantină. Domnul profesor reușește și ne convinge că avem foarte mult gotic, avem foarte mult, foarte multă afluență culturală dinspre Transilvania, avem foarte mult prinos al sașilor, pe care noi cumva, știți cum îi am făcut referiri la el, dar nu prea am reușit întotdeauna să punem degetul într-acolo. A șocat undeva, din câte am înțeles în alte prezentări, ceea ce spunea dânsul că noi moldovenii de multe ori am importat produse. Și este vorba nu atât despre o potcoavă, ci este vorba până la urmă despre obiecte asamblate, obiecte de meserie fină, de meșteșug deosebit, care necesită o pregătire aparte. Și întâmplarea face acum câteva săptămâni, fusesem la Mănăstirea Turău și am văzut la, știți că prin fond este scena judecății de apoi. Și undeva mai jos sunt registre cu păcatele fiecărei brezne. Și judecătorii sunt acolo, și ostașii sunt acolo. Am găsit și păcate săvârșite de meseriași. Și undeva este explicația ce însemna meseriaș la după de sfârșitul secolului XIX. Pune ghilimele și spune așa, adică, cojocari, ciubotari și târgoveți. Adică, practic, ca să o zic așa, la nivel de sfârșit de secolul XIX, în viziunea noastră a moldovenilor, cam asta înseamnă meseriaș, propriu-zis. Asta înseamnă că altceva trebuia să fie cumpărat, trebuia să adus, să fie adus în altă parte. Nu este o surpriză, sau mai bine zis, hai să zic, pentru mine a fost o surpriză atunci, când, căutând situația asta istorică cu mănăstirii Sihăstria, am descoperit că inclusiv gaterele, primele gatere, apar de la începutul anilor 1900.
nici măcar în domeniul ăsta al tăierii lemnelor, la nivel industrial mare, nu ne putem lăuda neapărat cu o performanță specială. Nu este o rușine a recunoaște lucrul ăsta, până la urmă cineva spunea că este până la urmă și ceva, un merit al moldovenilor, că au avut cel puțin bani să cumpere ceea ce au produs alții de calitate. Bun, dați-mi voie să îl felicit pe domnul profesor, mie mi-a spus deja domnul Ilaș Coască, să nu mă lungesc foarte mult cu vorba, că o să-mi taie dânsul și am văzut că ceva mai făcea niște semne pe hârtie, cred că așa le-am luat ca semn taio. Eu aș vrea să-l felicit pe domnul profesor pentru această reușită, ne ținem de el și aș vrea numai decât dânsul să ne bucure cu publicarea rezultatelor cercetărilor de la Mănăstirea Bistrița. În fond, acest volum, dacă vreți, vine și ca un soi de impuls venit dinspre cercetările de la Bistrița, dinspre rezultatele de acolo și, practic, dânsul a fost nevoit, a trebuit să parcurgă, să intre mai adânc, mai serios în ceea ce înseamnă. Asta nu înseamnă că antecedentele au fost, că dânsul are mai multe articole, inclusiv atingătoare de Moldova. Mulțumim încă o dată pentru prezența dânșilor aici. Vă felicit pentru această minunată lucrare și urarea mea pentru dumneavoastră, pentru ea, este să fie citită. Mulțumesc tuturor care am luat cuvântul. Sigur că atunci când nu cunoști o carte și încerci să dai semnale în așa fel încât să devină apetisantă pentru cei care n-au apucat și măcar să o deschidă sau să-i vadă cuprinsul, poți să alegi foarte multe lucruri. Unul dintre lucruri ar fi chiar coperta, pentru că ea însăși este o uriașă noutate. Este reconstituirea Curții Domnești de la Suceava. Curte domnească? Am obosit cu atâtea Curți Domnești. Dar ce ar fi să le spunem la aceste Curți Domnești? Nu Curți Domnești, că prea multe curți avem. Curți de... și de găline avem curți, nu? Aceste Curți Domnești sunt, de fapt, castele medievale ale Moldovei, pe care n-am îndrăznit niciodată, poate că istoriografia locală este de vină, să le comparăm cu ce există în afara Moldovei. Din acest moment, cred că vă dau un eșantion de ce trebuia un ardelean să compare lucrurile astea. Sau, sigur că lucrul ăsta se putea face și invers, de multă vreme, depășind acest autarhism, adică noi cu noi, moldovenii cu moldovenii și mai departe. Haideți să vedem vecinii ce au făcut. Haideți să vedem Ștefan cel Mare cu o curte domnească din Polonia, cu o curte domnească din Ungaria. Exact aceleași lucruri întâlnim și într-o parte și în cealaltă. Omul ăsta care a avut o domnie atât de lungă a construit o provincie, un principat formidabil, care a avut niște relații, care a adus în Moldova o mișcare de noutăți pe care nu le-a avut înainte. Reconstituirea aceasta evocă, printre altele, un turn palid, care este probabil, după interpretarea mea, turnul locuință al lui Alexandru cel Bun, care a fost dărâmat de către Ștefan ca să facă loc acestui turn. Marea surpriză este că putem discuta și despre cetatea Sucevei cu totul altfel, din moment ce tot ceea ce vedem astăzi la cetatea Sucevei, trebuie să modificăm, să spunem, nu este cetatea Sucevei. Adică nu este cetatea. Vă spun eu, este citadela cetății Suceava. Castelul cetății Suceava. Pentru că cetatea Suceava a fost mult mai mare. Cu înconjurată de fortificații la rândul ei, cu o mulțime de clădiri care au fost degustate de arheologia din anii 50-60 și nenorocirea a făcut ca această suprafață de cetate să fie rasă cu buldozere după 1900.
1775. Și de atunci ne-a rămas numai castelul Suceavei, pe care toată lumea zice acum cetatea Suceavei. Restrictiv. Mult mai restrictiv. În acest castel al cetății Suceavei sunt două paraclise. Nu le-am văzut. Unul este cu absida veche astupată, deci semicercul absidei, o să vedeți în ilustrație, astupat. Iar ștefa cea mare construiește-o un paraclis de două ori mai mare. E posibil ca până la apariția acestei cărți să vină un artelan să dezgroape fragmentele de frescă care zac în depozitul muzeului Covinei și să le pune în operă și să spună, uitați ce pictură nemaipomenită a avut acest paraclis. Și mai departe, discuții despre unde a fost rezidența Mitropoliei Sucevei, ba acolo, ba acolo. Îți spun eu, a fost în cetate. Avem una dintre cele mai grozave biserici recuperate arheologic, pe bucăți, rău, interpretată prost, cu frescă, cu polăiel de aur. Cele mai bogate mormite din toate săpăturile de biserici din Moldova. Avem și un palat episcopal acolo, asemănător cu toate celelalte pe care le găsim și la Putna sau în alte părți în curțile domnești. O perdea pe ochi, nu știm să interpretăm, nu cunoaștem arheologii când dau de o piatră, medieviști. Se feresc de ea ca de ciumă. Mai important este un cioc pentru ei decât un încadrament de piatră care este un os de clădire. Este o structură majoră. I-a învățat cineva că dintr-o bucățică de încadrament poți să-i faci o ușă. Uitați-vă că în această carte se reconstituie bolta palatului castelului lui Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru că există componente, da? A mers prin inerție interpretarea că au găsit un capitel în formă de cap de maimuță. De fapt, este o consolă cu cap de leu. Dar repetat s-a publicat această informație că Ștefan cel Mare a avut o maimuță în cetate. Când e vorba de reconstituirea podelor din castel, rămâi uimit ce frumusețe au putut să fie acolo. Aceste podele de castel sunt aici reconstituite într-o formă care astăzi este comună tuturor, cu reconstituiri digitale, prin simetrie, și ies podele una după alta. Nemaipomenite frumoase, lucrări unicate. Sigur că mult mai multe lucruri de văzut, dar ca să vă dau degustări din tipuri de interpretări care au trecut pe lângă noi fără ca nimeni să le bage în seamă. La un moment dat, un cronicar polonez povestește că e obligat pe țăran să poarte pinte. Ete, mai cum adică țăranul să poartă pinte? Nimeni nu și-a pus problema de ce să poartă pinte. Păi, dar tătarii n-aveau pinte, rușii n-au avut pinte până la secolul XVI. Când i-a pus pe moldoveni să poartă pinte, dintr-o dată, acei moldoveni puteau manevra calul de două ori mai bine decât tătar. Pentru că din pinte se manevrează calul la manevre, la război și mai departe. Un detaliu, un simplu detaliu. Putem să discutăm o mie și una de lucruri apropo de calculul de efective, cât s-au bătut, cum s-au dus. Discutăm în acest volum, este acest volum, cu curaj afirmat că Ștefan cel Mare a avut două categorii de războaie. Unele de apărare, țineți-vă, vă rog, nu vă supărați, de agresiune. Din aceste războaie a avut câștiguri mari, în baza cărora a construit biserici
și am făcut cetate. Aproape avem o succesiune într-o victorie și o mare pradură. E clar, se știe după codul Cosminului că a făcut o biserică, da? Sau și din alte, și după Baia, iarăși avem aceeași raport, care nu s-au urmărit cu suficientă atenție. Dar e clar că războiul aducea o acumulare de bogăție în baza căreia se puteau realiza performanțe culturale. Și Ștefan le-a făcut. El, dispoziția lui, și-a adus meșteri, e adevărat, din Transilvania noastră, dar acești meșteri au învățat drumurile către Moldova, pentru că au avut un comanditar serios care le-a dat de lucru în permanență. Ceea ce nu era puțin lucru. Și din acest motiv, meșterii au curs și șantierele au mers în flux continuu și ca urmări avem 72 de biserici pe care le putem lega de Ștefan cel Mare. O cifră formidabilă dacă ne raportăm la alte domnii sau alte perioade istorice. Bun, ajungem să vedem ce au construit elitele religioase, ce a construit boierimea. Unde este boierimea? Încercăm să vedem. Nu rezultă. Arheologii n-au reușit să demonstreze, să ne povestească consistența acestei elite. Cum locuiau boierii? Ce aveau boierii? Ce se întâmpla cu locuințele lor? Destul de nostim să citești la Nesați despre orașele Moldovei, când ele, de fapt, erau, din păcate, niște târguri. Trebuie să revenim la această realitate și să spunem, doamne, casele din bordeele, din Suceava, erau pline cu cahle cu stema Moldovei. Este caragios. Erau fragmente de cahle cu stema Moldovei, aruncate afară din curtea domnească și s-au împrăștiat în jurul curții domnești și au ajuns în gropile caselor orășenilor, târgoveților. Asemenea interpretări ar trebui recâștigate de la bunul simț, dacă vreți, la interpretarea normală a lucrurilor. Nicăieri n-ai case de orășeni care să poarte sobe cu heraldica statală. Iarăși trebuia să facem aceste comparații, spune, măi, stați cu minte, așa ceva. Moldovenii nu au fost niște moțați în această direcție. Au făcut exact același lucru ca și vecinii lor. Da? Există clare niște inițiative domnești foarte interesante. Una este la Mănăstirea Bistrița. Se bănuia ceva deja la Putna. În tocmai lipsa orașelor, Domnul angajează mănăstirile în coagularea unor ateliere aulice care produc niște mărfuri de lux, semilux, nici asta n-ați prea auzit, în carte se povestește despre semilux, adică performanța mai joasă decât aia de mare vârf. Ce face? Aduce la Mănăstirea Bistrița o cantitate uriașă de motele pe care le-am găsit acolo, tot felul de cahle, tot felul de ceramică, vase, n-au apărut niciodată în arta Moldovei, dar au încercat să fie imitate de către călugării care lucrau acolo. Și e clar că sunt localnici, pentru că există inscripții slavone, chirice pe vase. Sunt încercări, eforturi de a produce ceva de calitate. Treaba clar că moare după Ștefan cel Mare, pentru că Petrolaș nu mai are o asemenea producție. Deci, sunt lucruri pe care încă le știm prea puțin. Tot așa cum s-a discutat, mănăstire fortificată, este un proces, adică nu poți să treci dintr-o dată, să fortifici tot, să construiești tot. Totul se acumulează. Bistrița iarăși o demonstrație, unde arheologia a arătat că primele fortificații ale mănăstirii constau dintr-o palisadă în răsărit și un val de pământ în vest. Astea au fost primele fortificații, mai simple, mai ieftine.
Doar prin acumulare se putea trece la vase de piatră, la turnuri, la tot felul de alte elemente. Abia în secolul XVI s-au construit marile mănăstiri fortificate și din alte motive. Știm că turcii au interzis cetățile, a fost un ocoliș, nu ne ocupăm de cetăți, dar fortificăm mănăstiri. Mă rog, asta este o altă latură și mai nouă a lucrurilor, a evoluțiilor istorice din Moldova. Deci, acestea sunt, dacă vreți, degustări din Moldova. Ce puteți să prindeți în acest polu? Pentru că lucrurile sunt mult mai ample. Evident că am încercat o radiografie sistematică a ceea ce avem. Ceea ce este important este că am pornit de la realitatea obiectului, materialitatea. Obiectul este buturuga mică care răstoarnă istoria mare. În momentul când discuți despre o armă, poți înțelege un război. Este suficient să revenim la normalitatea în care să povestim că Ștefan cel Mare a avut sabie, când de fapt a avut spadă. Este suficient să renunțăm la ideea că sfinții militari poartă suliță când au lance. Sulița este aia atletului care o aruncă, o azvârle. Lancea este o chestie prețioasă care ține sub braț și cu care se șarjează în cavalerie. Toate armele astea au istoriile lor, aici cuprinse, povestite. Aceste arme determină războiul. Aceste arme sunt scumpe, trebuie procurate. Aceste arme, Ștefan le-a cumpărat în Ardeal, le-a pus în depozite, le-a împărțit la curteni și după ce se terminau campaniile, le-a adunat din nou, pentru că domnul avea ateliere în care armele acestea erau reparate, întreținute. Înțelegeți? Deci, toate mecanismele pe care le-am putea înțelege în epocă pot fi redistribuite sau rediscutate prin prisma acestor lucruri mici care fac istorie. Cine știe astăzi, cine știa până acum 5 ani că Moldova este plină de importuri germane, mărunțișuri de nârâmbe, legendare, cuțite germane de import cu plăcuțe de bronz, brice de barberi pătrunea în Moldova, le-a spus că sunt cuțite de pilărie. Dacă am defilat în continuare această interpretare, înseamnă că pilăritul era una dintre cele mai răspândite meserii ale moldovenilor din vremea lui Ștefan. Bun. Deci, vedeți? Zurgălăii, roboței, nasturii, toți vin din Europa Centrală. Sunt producții de serii atât de mari, încât nu mai contează, sunt ieftine, vin în valuri, zeci de mii. Da? Nu ne-am dat seama sau n-am vrut să conștientizăm că aceste produse ne legau de Europa. Vă rog să mă credeți, când am ajuns în depozitul muzeului din Suceava, cu regretata câteva auziți oricum, vorbiți destul de tare. Bine, deci ajung în depozitul muzeului cu Covinii și mi arată niște piese de bronz. Și ce facem cu astea? Le aruncăm? Pentru Dumnezeu, sunt capete de sfeșnic, produse tot în mediul german. Capete de sfeșnic care modulate formează inclusiv candelabre. Da? Dar păi uitați, haideți să vă dau o bibliografie, să citiți că nu vin eu cu povești. Da? E sigur că lecturile astea puteau fi citite și fără mine, da? Despre sticlăria din Moldova medievală, auzit cineva vreodată? Și dintr-o dată putem să vorbim de ochiuri de geam la bisericile lui Ștefan. În Suceava, sigur că da, există ochiuri de geam. O inovație? Nu. Era o realitate de epocă. Circula deja în toate vecinătățile Moldovei.
Deci Moldova se racordează la toată modernitatea timpurilor. Da? Din păcate, Bizanțul e mort. Nu mai poate produce nimic, nu mai poate radia decât nostalgie. Este un stat politic și economic falimentar. În această conjunctură, Ștefan nu poate să nu trăiască în realitatea epocii lui și să se miște exact în mediul în care el are. Cum vă puteți imagina că s-a dus să se întâlnească cu Cazimir al IV-lea îmbrăcat în ceva care, să zicem că era bizantin, când n-avea nici proiector, n-avea nimic și acolo, de față cu regele, el nu trebuia să aibă o stofă italiană usută cu fir de aur, de care știm că solii moldoveni le-au primit la Veneția. Deci, aliniat perfect. Discuta despre spada lui Ștefan cel Mare. Băi, ce povești! Vas lui, cu tare inscripție. Zice cartea, nu cred că este spada lui Ștefan cel Mare, pentru că nu este o spadă destul de modernă pentru epoca respectivă. Nu e destul de elevată pentru Ștefan cel Mare. Poate să fie un alt Ștefan, mai mic. Discutăm și altfel despre Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare, tânăr, matur, bătrân, are o boală la picior. Chestia asta l-a obligat să șchioape, să încalce greu, să aibă încălțări speciale. Da? La Codul Cosminului a fost dus pe o sanie, deși nu era zăpadă. Avem reprezentări de sfinți cu cârje sub braț. Ei, artiștii noștri l-au pus cu o spadă, mână goală, dacă se poate. Că și cred asta era așa, o ținut, dacă era așa de tocită, că nu-l jena la mână. Și aia nu-l putea suplini un toiac. Dar există niște determinări care ne pot spune cum a putut să își trateze bătrânețile și bolile. Da? Să spui că a fost lovit cu o ghiulea de turn, este o mare prostie, pentru că nu poți să lovești cu o ghiulea de turn exact cum ai în picior. El a fost un glonț rătăcit, o așche de ceva. Greu de spus, se poate imagina și asta, dar în niciun caz o lovitură de turn. Pentru că o lovitură de turn i-ar fi smuls piciorul sau zdrobit piciorul de tot. Micile povești. Micile fleacuri care modifică multe din cele pe care, să zicem că erau clișee ale opiniilor sau cunoștințelor despre Ștefan cel Mare. Cartea începe și povestește de faptul că volumul lui Sadoveanu despre Ștefan cel Mare are o atât de largă răspândire, are nu știu câte ediții și Sadoveanu povestește despre faptul că nu se spălau cavalerii occidentali și că, de fapt, puțeau și așa mai departe și cam asta este epoca în care trebuie să fie trăit și Ștefan cel Mare. Iată că în castelul Suceavei este demonstrabil că este baie, a existat baie. Există o rețea de apă care curgea pe geamuri de lut încă din vremea lui Ștefan cel Mare. În Măstinia Bistrița sunt două rețele care sunt cu tuburi de ceramică. Deci nu era numai la curtea lui Ștefan, era și în alte locuri. Le lăsăm deoparte, le uităm, mai amputăm ceva, iarăși ne gândim că am fost, am făcut, am făcut. Bun. O să închei cu răspunsul la Dan, care mă provoacă. Sigur că ne găsim în aceeași țiaj al unei istoriografii absolut desuete. Brodată pe canavaul marxist-leninismului, mod de producție, mod societatea exploatațiilor și așa mai departe. Nici măcar astea n-am reușit să spunem în texte serioase. Mai lăsați-le, domnule, în pace, că nu se potrivesc.
o societate evoluează nu prin modul de producție, prin felul în care sunt tratați țăranii, ci prin felul în care evoluează elitele acelei societăți. Ce gândesc alea, programe politice, biserica, ce construiesc, astea definesc, de fapt, mersul societății. Nu faptul că țăranul rămâne la fel de amărât și la fel raportat la boieri ca și în urmă cu 500 de ani, sau cât o fi. Asta este mare defect care ne-a făcut să nu departajăm o istorie medievală de o altă epocă care în toată Europa se numește epoca premodernă și care înseamnă renaștere. Adică Ioan Vodă cel Cumplit vine de la Cazaci, lovește în biserică, bagă monedă, nu mai are nimic cu tradiția medievală. Este un om care are idei renașteniste, ca și mie ai vedeat. Îl putem compara oricând cu un condottier italian, care se bazează pe mercenari, luptă în anumite feluri, visează la o unitate pe care medievalii n-au visat niciodată, nici Ștefan cel Mare, deși a ajuns în Țara Românească de câteva ori, n-a visat niciodată să le unească. Dar Mihai Viteazul a făcut. Învățați arătura de transilvanii în care vorbeau de regatul Dacii. Dar asta este o altă poveste mai târziu. Mulțumim, Dan. Da.